După mai bine de jumătate de an de închisoare, șoferul care a urcat drogat la volan și a ucis doi tineri este de nerecunoscut. În spațiul public au apărut noi imagini cu Vlad Pascu. Autorul accidentului din stațiunea 2 Mai are un look nou, pare o altă persoană. A trecut mai bine de jumătate de an de la momentul în care Vlad, sub influența unui cocktail de substanțe interzise, provoca un accident devastator în urma căruia doi tineri și-au pierdut viața, spulberați de mașina pe care o conducea tânărul în vârstă de 19 ani. La scurt timp după producerea accidentului din 2 Mai, detalii scandaloase au ieșit în spațiul public. Nu doar despre el, dar și despre familia sa. Ambii săi părinți au avut probleme cu legea. Mama lui a încercat să șantajeze martorii din dosar, iar în casa tatălui său au fost găsite mai multe arme. Recent, în spațiul public au apărut noi imagini cu el, nu la volanul vreunei mașini scumpe, nu din cluburi sau vacanțe. După mai bine de jumătate de an de închisoare, Vlad este complet schimbat. Așa cum se poate vedea din imagini, tânărul are un look complet diferit. Este tun scurt și poartă o cămașă simplă, cravată și un sacou. În octombrie 2023, Vlad Pascu a fost trimis în judecată acuzat de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive. La termenul din data de 14 martie 2024, solicitarea lui de procedură simplificată a fost admisă, ceea ce înseamnă că pedeapsa va fi redusă cu o treime.